resposta, Varo. Non c'è bestiale, sentirà Celeste. Dacă tot vine de aici, ceva să mănânci. Încă bine, mă, nu uite, dar de haios, eu la alb. Ăla alb, e mortal, e alb. Sperm și cu o ureche ridicată și mi-a lăsată. Hai aici, hai! De ce n-a fost ăla s-a mustită? Uite-ți-mi asta. E prost ăla, la. I-a mâncat? Nu a mâncat, da. Plaiul foi. Foamea! Foamea! O să crească un măsline aici. O să crească un măsline. Mă, dar arată bine salata asta. Privire de ansamblu azi. Foamea pe voi! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Păi nu, că e acolo menaj, chestii de-asta, e cineva și asigură. Masaj ăsta? E și masaj. Tot confortul. Hai mă, te-ai ajustat? Încă nu. Un cartonaș. Zborul minunilor. Lichidul vital. Poftim? Cărarea. Hai băieți. Hai băieți, urcați. Acolo, pe undeva. Blea, începe grohotișul. Ce bestiare. Grohotișu! Și de aici ai început urcușul ăla de unde ne-am oprit, aici s-a oprit o bucată. Aha. Păi aici am urcat. M-au fost retezat brazii ăștia doi. Public. Nu. N-ai tu pe un? Fugiu! A, mă, că e bine, nu? Crăița! A? Crăișoară! Crăița! Ghici. Nu știu, vreau să descoper. Îmi dai voi? Sobița din Crăița? Cu burlanul? O căsuță de pitici? Paturile superioare? Paturile inferioare?
se uită ca două țate la noi. Pirlea. Săritoarea asta de nu mai știm ce-i cu noi. Trebuie să ajungem unde-i rucsacul. Suntem blocați, venind acolo de sus. Și trebuie să ajungem unde se vede rucsacul acolo și nu știm cum. Iată. Cu grijă, în patru lame. Pe ăla l-am aruncat până acolo, dar noi nu putem să ne aruncăm. Poftă bună, băieți!
Mulțumim, hai la masă. Ar putea să rămâne mâncat, să rămâne mâncat. Jezero. Pirlea. Capra neagră. Capra neagră din perete.
O oră am trecut până. De când coborâm? Așa mai? O oră fără legiune. Ce superbe sunt vârfurile astea. Poți să ne strângem să le vedem. Bă, soarele astea nu te lasă să pleci de aici. Ce vânt era dimineața și ce cald e acum. A venit soarele de partea noastră. Superb, băieță. Florine, că ai făcut așa un refugiu. He, he, he. Toată lumea își face bagajul.
La revedere, Crăiță! O să mai venim noi.